Ca și protagonista noastră, Saperave 2018 de la Leon Tavin este plin de demnitate, ambiție, culoare, caracter oarecum vulcanic și se domolește ușor. Apropo, știați că Leon Tavin, partenerul ediției de astăzi Egoist, este din microzona Purcari și e fondată în 1817. Păi, acum știți! Deși anul acesta face 20 de ani de scenă și 40 de ani de când e pe această lume, Natalia Barbu a rămas la fel ca la început. Bine, a schimbat 1000 de fețe, de culori, de stiluri, dar a rămas aceeași prezență tonică, solară, aceeași luaică suplă cu pletele în vânt. Bucureștiul a strâns-o de mult în brațele sale, galant și patern în același timp. Dar se bucură ca un copil să revină acasă, să mai fie măcar și pentru 2 zile printre ai săi. Emană acea lumină discretă, dar clară, a omului împăcat cu sine, cu ceea ce face, cu ceea ce are și cu lumea din jur, cu toate că a pășit în viață pe multe cărări cu spine. Interpreta Natalia Barbu Sota și Angela Brașoveanu, azi în studio, la o nouă ediție Egoist. Dragă Natalia Barbu, de ce totul sau nimic? Asta e titlul ultimei piese cu care ai venit aici. Nu e totul sau nimic, totul și nimic. Aha, aici se schimbă paradigma, că mă gândeam că tu ești așa de maximalistă încât... Nu, n-are nicio legătură. Deci e totul și nimic, adică eu sunt totul și nimic. Asta este mesajul piesei. Ești totul și în același timp nimic. Cum te simți mai bine, când ești totul sau când ești nimic? Dumnezeu ce? Dumnezeu ce este? Este totul și în același timp, nu zic că nimic înseamnă zero, că nu există nimic. Ideea e că noi suntem totul. Ni se pare că acum pe pământ am ajuns, suntem oameni, mamă ce, fiecare în corpul nostru, ne simțim importanți și mamă, suntem totul. Suntem și totul. La împreună, dimensiunea universului, da, suntem nimic. Da, da, exact. Cumva în felul ăsta, dacă se ascultați cu atenție versurile acolo, e vorba despre mult mai multe. E vorba despre tine, o altă Natalia Barbu? Mai matură, mai e vorba despre descoperirea de sine, e vorba despre descoperirea noilor dimensiuni, despre ce e vorba? E vorba despre... De ce vrem și ce avem, despre raportul despre ăsta? Mine, despre conexiunea cu mine, nu este vorba, cred că, de o maturizare neapărat, ci despre o reconectare cu ceea ce sunt eu. Și, e de vreme, și maturizăm. Da, și îmi place să descoper, să descoper și să văd acea lume frumoasă pe care o am. Tu, cea de acum, ai câștigat ceva în raport cu cea de atunci? Ai pierdut ceva? În raport cu Natalița care a plecat de aici, de la Chișinău. Omul care știe să-și lase trecutul în urmă este un om foarte puternic, așa se spune. Eu, poate cu greu l-am lăsat, dar pentru că trecutul nu înseamnă numai lucruri bune. Înseamnă și lucruri mai puțin bune. Și atunci, da, trecutul trebuie să-l lași, oricare ar fi. Deci, nu te decărat după noi, e greu, regrete. Acest geamantan de dezamăgiri da. Tot felul, da, de resentimente. Sunt mai eu, sunt mai liniștită, în sensul liniștită, mai stăpână pe mine, pe ceea ce sunt eu cu adevărat, mai liberă, în primul rând, mai liberă ca om, ca artist, ca ființă. Te-a influențat țara sau faptul că ești căsătorită fericit, faptul că ai un copil, ești așezată la casa ta? Ce te-a influențat? Ce te-a liniștit? Totul. Pentru că există lume care are toate astea și rămâne neliniștită, rămâne... Bine, și toate astea cumva îți dau o liniște și un echilibru. Ca artist, oricum nu te mai chiar liniștești. Eu vorbesc de liniștea aia acolo. Ești cumva ok cu tine. Ești bine cu tine. Asta e un sentiment foarte important pe care eu nu-l aveam. A fi bine cu tine într-o relație bună cu cine ești și ce ești e o senzație minunată. A te iubi pe tine, de fapt. Ce, din momentul când începi să te iubești pe tine, lucrurile Cum se schimbă. Hai că o grămadă de fete suferă, nu se împacă cu bune, cu rele, cu ești tu, ești alb, adică negru, tristețe. Te accepti, îți ierți propriile tale neajunsuri, le spui, păi asta e, asta sunt. Da, aici te îmbrățișezi cu, cu,
cu toate. Dar tu spui într-un interviu că fericirea este să te mulțumești cu ceea ce ai, nu să vrei ceea ce n-ai. Dar nu se așează la un moment dat îngerașul cel așa mai smăliți el pe umărul stâng și zice, Nătălița, da, ai meritat mai mult, dar poate o scenă mai mare, dar poate mai multe vizualizări, dar poate o mașină mai nouă, dar poate... Îți spune îngerașul ăsta? Există întotdeauna, există vocea asta care îți ciripește. Și este vorba nu de altceva, de niciun fel de îngeraș cu cornițe, ci este vorba despre ego-ul nostru. Păi ăsta și este el. Asta e el care bubuie acolo și vrea el să fie mare și tare. Ne dorim ceea ce nu avem. Și când ajungem acolo, ne dăm seama că nu e așa de bine. Deci de-aia lucrurile vin în viața noastră. În primul rând trebuie să avem grijă ce ne dorim. Eu nu cred că a fi neapărat avea succes din ăsta euforic și extraordinar de mare. La un moment dat ajungi să spui nu mai vreau. Adică ai asta, nu mai vrei, vrei altceva. Și tot așa dintr-o parte în alta. În același timp, dacă te oprești, orice oprire devine stagnare, orice stagnare devine asta degradare. Nu înseamnă că trebuie să te oprești niciodată. Eu nu zic că o să te oprești. Mm-hmm. Doamne ferește. A te opri, da, tu ca artist mai ales, trebuie să continui să creezi. E forma ta de a trăi pe pământul ăsta. Adică tu trebuie să dai, e ca un circuit. Trebuie să scoți din tine energia asta care stă aici stagnată, e rău pentru tine. Și nu ai nici măcar dreptul să o faci față de Dumnezeu. Adică în momentul când tu ai ceva să dai și tu să-l stagnezi, adică și să-l oprești acolo. Tu consideri că totuși talentul este o responsabilitate. Dacă ți-a fost dăruit talentul, tu trebuie să-l valorifici. Dacă absolut, nu, absolut. Așa pedepsit? Cum poți tu. Nu trebuie să fii Madonna acasă. Sau, și Madonna nu mi se pare pe departe cea mai mare voce. Adică... trebuie să fii tu și să dărui oamenilor. Nu contează câți sunt ei. Sunt 100, sunt 1 milion, sunt 1 miliard. Atâta timp cât tu te conectezi cu oamenii și dai ceva frumos. Clipul tău a ieșit acum, cred că o săptămână, și are deja aproape 200.000 de vizualizări. E mult, e puțin pentru tine? E suficient? Vrei mai mult? De ce nu vrei mai mult? Normal că acolo în sufletul meu îmi doresc mai mult, adică e firesc să spune, ce bine, e bine, e mult, e ok, dar se poate și mai mult. Așa că, dar piesa cred că și are ritmul ei. Nu întotdeauna toate piesele din prima prind și au boom-ul ăsta. La mine, într-adevăr, a fost primele zile un boom extraordinar, a explodat și după aia s-a liniștit un pic. Eu cred că ea are drumul ei, viața ei, această melodie, plus că eu continui să o promovez, continui să... Ești hărnivuță, te văd peste tot în ultimele 2 zile. Da, 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 am venit și pe acasă, uite să... E o ocazie frumoasă. Să-mi salut toată lumea, să povesteze despre această piesă. Cum ai lucrat la ea? Care sunt culisele? Că te-am văzut acolo și culcată pe o zebră cu un asfalt ușor, recognoscibil, asfaltul crăpat al țării. Da, da. Da, te-am văzut și în calitate de Madonna cu copilul care nu era tare satisfăcut de rolul său în brațele tale. Era chiar destul de revoltat. Te-am văzut și cu cai. Când ajunge pe lumea asta, ideea e că nu e foarte fericit. Asta e ideea. Ops, unea nimerit. Deci, aoleu, și mai e și conectat la niște cabluri, într-un fel mai conceptual. Ce a fost mai greu în aceste filmări? Sau ce a fost cel mai frumos în aceste filmări? Greu a fost frigul, că exact în perioada aia am prins curentul ăla de aer foarte rece și a fost foarte frig și am filmat. Noaptea a fost, de mult nu înghețasem atât de mult, stăteam cu luna în mână și filmăm. Dar cel puțin luna încălzea și sau nu? Nu, luna ieșea abur din gură. Ieșea abur din gură, era foarte rece și umed. Uh-huh. Asta a fost cu frigul, dar vieții. În rest a mers foarte, foarte bine filmările. Care sunt opiniile? Cum a fost primită piesa? Piesa în mod... Laude, ai critici, ai... În mod... este îndrăgită. Uh-huh. Am văzut că postează lumea și pune comentarii frumoase. Uh-huh. Din, hai să zic, din 100%, cred că un 1%
M-am uitat, 2%. Chiar a fost, în general nu mă uit pe YouTube la comentarii, nu sunt și nici pe site-uri gen Unimedia, nu mă uit la comentarii, pentru sănătatea mea mentală. Și la mine te-ai uitat. Și la tine m-am uitat. Și am găsit câteva opinii din astea și eu încerc să înțeleg ce e în capul oamenilor când se lansează cu oribil sau se lansează cu... Au scris cineva acolo, azi am văzut. Aha. Ceva urât, dar mi-a dat că m-am uitat la fața acestei persoane, am înțeles. Nu, e de o vibrație atât de joasă și poate să o facă din pură răutate. Sau poate să asculte, nu știu... Habar n-am și nici măcar nu mă interesează. Adică, pentru că numai o mică atenție îi dai acestui comentariu, eu deja aș alimenta, i-aș da o bucățică din luminița din mine acestei persoane și n-am de gând să fac lucrul ăsta. Nabokov zicea că cea mai bună reacție în raport cu critica este să zâmbești și să uiți. Exact. E simplu? Știi cum m-am uitat? Simplu? M-am uitat, a scris și m-am uitat. Zic, serios, un fel de serios. Nu-mi venea să cred pe de-o parte că în primul rând dai cu părerea atât de urât, știi? Dar... Ce înseamnă? Tu simți oameni când spui vibrație joasă, vibrație înalte, tu simți oamenii, simți vibrațiile? Există niște teorii cărora le urmezi? Da, cursul? Absolut. Noi, cum se spune, spuneau toți că suntem egali. Nu avem cum să fim egali. Suntem foarte diferiți și ca genetic și ca educație și spiritual. Așa că vibrația înseamnă, nu știu, e acea, nu știu, vibrația cumva se poate măsura la modul matematic. Și unul dintre oameni este mai înalt, pe altul este mai... Vibrezi tu? Pe ce unde? Da. Da, nu vreau să par... Dar cum ai învățat să reacționezi la critică? Pentru că bănuiesc că asta e un exercițiu și asupra ta. Nu cred că tu te-ai născut atât de refractară la opinia celuilalt. Uite, dacă luăm, vorbim comentarii de pe YouTube, din atâtea comentarii frumoase, deci 90% virgulă, da, exact, 9. Exact, exact. Adică, deci aș atrage o atenție la acel virgulă, la un procențel, 0,001%, ca să ce? Deci nu, trebuie, vreau să primesc și să văd partea bună. De ea mă leg. Cu ea rezonez. Cealaltă să fie bine. Se întâmplă și din cauza faptului că oamenii acum au acces imediat la produs, la vedetă, la scriitor, la... Și ei pot să... Asta e forma lor de comunicare. Asta pot oferi ca să sublinieze, eu știu, proximitatea dintre ea și vedetă, dintre ea și scriitor, dintre ea și influencer, să zicem așa. Dar fi ciudat să nu să fie chiar totul... Și, adică, bine, da, să nu scrie măcar unul ceva... Mi-aș fi pus niște întrebări. Ceva nu e în regulă. Exact. Scria un articol un muzician care spune de ce apare critica în raport cu muzicienii. Cele mai frumoase când cele informații Beatles sunt și cele mai criticate, pentru că ei sunt anumiți cititori sau ascultători sau, eu știu, nebuni de serviciu, care, da, care țin cu tot din adinsul să zic că piesa asta este supraevaluată sau piesa asta nu face nimic, ca să-și demonstreze el propriile gusturi sau să-și demonstreze el propriile abilități. Ca să cerșește și atenție aceste persoane cerșesc atenție, pentru că în alt mod nu au cum să o primească și atunci o fac în felul ăsta, mai, și se dau important și mari. Nu. Un om care este exact, cum spuneam, de o vibrație înaltă și este mult, nu e nevoie să demonstreze și să cuiva și să arate cât de mare e. Din contra, e de o modestie și de o simplitate și de o bunătate divină. Cine e pentru tine, uite, un asemenea om? În viața mea, copilul meu, în primul rând, este de o copii. Și generația lui mi se par niște copii excepționali. Zici că s-au născut deja înțelepți. Știu mult mai multe decât știam noi la vârsta noastră. Și nu e vorba numai de tehnică. Că se, sunt suflete bătrâni. Da, au ceva ei în ei. Au deja această informație cu ei de când s-au născut. Soțul meu, care este de o, pe cât pare de așa foarte serios și foarte este de o blândețe și de o puritate și de o bunătate extraordinară. Și... Cine mai...
Mai sunt, mai am prietene care la fel cumva mi-au rămas aproape și la fel sunt niște oameni cu totul și cu totul deosebit. Da, știu că tu ai prietene care sunt de 10 de ani cu tine, alături de tine și rămân la fel de fidele, rămân la fel de încântate de tine. Tu ești un bun prieten care știi să ții prietene aproape, știi să alimentezi aceste prietenii, pentru că e ca orice relație, mă rog, de iubire platonică, să zicem așa. Da. Dacă nu alimentezi, ea se stinge, se îndepărtează oamenii. Din momentul când ajungi cu mai ales când tu ești pe scenă. Da. Din momentul când tu ajungi la o prietenie din asta adevărată și în ani de zile, acest prieten deja îți devine familie. Și nu, adică nu mai e, hai că nu trebuie să vorbesc, nu mai trebuie să încălzești nimic. Prietenia asta deja atât de bine se încheagă. Și nu, normal, vorbim, ne vedem, mi-e dor de prieten, de Victoria, de exemplu. Simt chiar sentimentul ăsta de dor, cum ți-e dor de sora ta, de soțul tău. Adică e deja parte din familia mea, e cumva acolo. Știi cum, noi nu ne alegem întotdeauna familia, adică nu ne alegem familia când venim părinții. Și mulți din noi nu suntem neapărat, oamenii nu sunt tare încântați de foarte familiile în care, da, care trăiesc, da? Dar prietenii care ți-i faci pot deveni pe parcursul vieții a doua ta familie. Tu ai fost aici prințesa inimilor, la 20 ceva de ani cucerise toate scenele. Tu făceai, eu știu, Palatul Național la 20 de ani. Când ai plecat în România, aici nu mai aveai ce face, de fapt. Când ai plecat în România cu... Adică tu ai gândit și singura mi-ai spus. Da, pentru că dacă mai rămâi te plafonezi. Știi câte concerte poți mai ai la Palatul Național pe an? Unu, că două. Nu poți să ai pentru că la nu ți acoperi nici... Ieșuiezi în investiții foarte mari și toate alea. Deși foarte onorabil să mergi și acolo, dar nu numai acolo. Ai plecat în România. Cum a fost din... cea mai frumoasă cântăreață și cea mai talentată dintre frumoase să plece în România, unde totuși este o concurență foarte mare, unde este așa un fel de înfipgere în gât, concurență în această, foarte mare în această cohortă a vedetelor, da, da. A cântărețelor. Eu nu am intrat în lumea vedetelor, să fie clar, deci eu... Nu am intrat în lumea vedetelor de acolo, pentru că acolo sunt doar câteva vedete care, dacă vorbim de vedete, sunt a câțiva, fost lovitor de orgoliu, sunt câțiva artiști care sunt pe scenă și sunt promovați și restul artiștilor din România nu prea se văd. Da. Și care sunt foarte mulți și buni. Și foarte buni. Ceea ce deci, vedem la Vocea României, de exemplu. De exemplu, apar, dispar, pa. Asta e un paradox care la un moment dat cred că o să se schimbe ceva. Eu m-am simțit bine pentru că eu am întâlnit iubirea vieții mele. Eu cumva, ducându-mă acolo, având și un copil, la mine viața s-a umplut de atâta iubire și de atâta împăcare, că trecuse cumva primii ani din România bucurându-mă de familia mea, de băieții mei. După aia, clar că ușor, ușor, nu pot să stau fără să cânt. Pentru mine e important, e... Asta e viața mea. Ai fost întâmpinată cu pâine și sare sau cu o travă în cafea? Ok, nu. Bună sunt, da, nu, sunt oameni diferiți. Sunt și acolo foarte deschiși și plăcuți. Și de obicei oamenii talentați, de fapt, chiar talentați, sunt și foarte plăcuți și ok. Cei mai, așa, cum să zic, mai mediocri. Aia de obicei sunt mai cu aere și cu... Cât este omul mai talentat și mai mare și mai plin, este mai simplu și mai bun, așa, nu știu. Ia povestește-mi, te rog, cum ai întâlnit iubirea vieții tale? Ea m-a găsit. Cum te-a găsit? Că păi, eu am înțeles că în cazul tău de ajuns să respiri același aer două secunde și cazi. Păi... secerat la podele, da. Prin casa mea de... Casa de producție din București, Cat Music. Soțul meu m-a văzut la un eveniment unde era și el cu un reprezentant de la un prieten de-al lui de la Cat Music. Și cântam în engleză ceva, nu știu, că era un eveniment mare, dar privat. Și
De atunci m-a ochit, să zic, și în timp m-a căutat la București, am tot insistat, ne-am văzut și cumva lucrurile au evoluat foarte, foarte repede. Nu deodată, nu deodată, dar... Ți-a plăcut, nu ți-a plăcut? Prin ce te-a cucerit? Știi sentimentul ăsta când... Te-ai lăsat cu greu cucerit? Sentimentul ăsta când ai senzația că îl știi pe omul ăsta de foarte multă vreme și nu te mai poți opri din vorbit, când tot vorbești, povestești el până dimineață și tot... Deci ai senzația că e al tău de ho-ho, știi? Există totuși sufletele astea care la un moment dat trebuie să întâlnească într-un fel sau altul. Se întâlnesc, da, într-adevăr, în cazul nostru, el este mai mare decât mine ca ani, dar eu n-am văzut asta un impediment. Mi se pare un bărbat atât de... interesant, plin de idei, este cu 10 pași înaintea la toți tinerii care se cred tineri. Și este minunat, nu? A fost clar că este al meu și doar al meu. Fericirea nu vine niciodată, știi, în formă perfectă. E vine așa într-o formă, că ți-a mai dat de gândit, înțeleg că el mai are un copil dintr-o altă căsătorie. Doi are. Doi. Doi. Care e relația dintre copiii, copilul tău, cu ceilalți copii? Cu Andrei, care este mai mare din prima căsnicie, suntem ok și cu fosta soție. A fost și la nuntă la noi, nu știu, așa s-au legat lucrurile într-un mod firesc. Știu că arată poate ciudat așa pentru multă lume dintr-o parte, dar ei nu mai obligatoriu să te urăști dacă te-ai despărțit de cineva. Ei nu mai erau de mulți ani, chiar de mulți ani nu mai erau împreună. Fiecare din ei își trăiau fericirea lor. Chiar ne bucuram unul pentru altul în mod firesc, adică nu a fost o forțare, a fost o foarte liniștită relația asta s-a dezvoltat și frumos. Și cu celălalt frățior al lui Victoraș, eu sunt foarte deschisă. David. Eu sunt deschisă să vină la noi, să fie cu Victor, să... Ce ai descoperit în tine în această căsnicie? Pot să dau și eu mult mai mult decât credeam. Pot să iubesc mai mult, că pot să fiu o mamă grijulie, că pot să fiu și gospodină. Că pot să fiu alintată, ceea ce n-am fost într-o relație. Am descoperit că poți să fii fericită și să te simți foarte frumos într-o căsnicie. Îți place să fii alintată? Ce te alintă? Ce anume te face să te simți alintată? În general, faptul că sunt, în primul rând, doi băi. Adică e Toni și Victoraș și n-aveam o fetiță. Dacă ar fi o fetiță, eu aș trece pe planul 2, știi? Automat. Atunci, fiind eu fetița din casă, știi, cum ei și băieții mei... Sunt amândoi, adică au calitatea asta, și Victor și Toni. Le place să-mi facă surprize. Uite, când vin de la Chișinău acasă, mă așteaptă, îmi pregătesc ceva de mâncare cu lămânărele. Victoraș îmi pregătește o surpriză și el. Sau sunt foarte familiști și știu să iubească o femeie. Și Victor are calitatea asta, îmi place, o simt în el. Superb! Noi cu Victoraș, într-un fel, ne-am cunoscut când era la un loc călduț, în Burtica Mamei. Te-am exploatat crâncen, ții minte, în calendarul pentru punct. Foarte frumos calendarul, a fost superb. Eu, un proiect care a rămas până acum inedit. Când tu erai câteva, săptămâni până la naștere și noi te eram cu Burtica, cred că aveam vreo 7 luni, nu eram nemilos, chiar 7 luni jumate. Nu știam unde să punem pernuțele ca să-ți fie mai bine, dar țin minte, era un apartament foarte straniu, foarte ciudățel, pe undeva pe la Ciocana, dacă nu greșesc. Da, Ciocana. Dar produsul în sine a ieșit... Produsul frumos, nu mai știu cine sunt, nu mai amintesc că... Anjul Lesic, Șoșfaliuc și Lesic. Vai, ce minune au făcut din pozele alea, au combinat, au făcut într-o fotografie artă. Da, asta și-a fost ideea. Tu ce fel de mamă ești? Ești cloșcă, ești mama vedetă, ești... Cloșcă, nu? Te panichezi foarte repede, ești nu foarte... Panichiorșă, că spune ești, mai... Dar nici nonșalantă să nu... Da, eu sunt destul de ok, nu sunt nici cloșca aia care să steau la fiecare... Sunt așa.
Am înțeles că a trimis... mama mai zen, așa. A mama mai... care se lasă admirată de către propriul fiu. Da, așa. Da, și eu îl admir și îl pupăcesc. Oricum, nu pot... Cloșca din mine tot mai iese... Aha, până la urmă iese la suprafață de adinare pe oare. Am înțeles că chiar poți să-l trimiți pentru întreaga vară cu bona la țară. A fost când era mai mic, a fost vreo 2-3 veri la bona noastră. Da, a fost. Da, și el le tratează ca pe niște bunicuțe adevărate, adică fac parte din da, familie, da, până ele, la urmă. Deja, da, chiar sunt parte din familie, familia noastră. Tu însă ți-ai crescut la țară, până la 8 ani ai stat la bunici, da. Cât mama și construia cariera muzicală. Ce fel de copil ai fost tu, depus la icoane, depus la colț? Eram un copil liber la țară. Bunicul era un om strict, dar strictețe din aia. Se uita la mine și înțelegeam tot. Dar îmi dădea și libertate. Eu eram un copil care toți copacii erau purcați de mine. Mă urcam în cei mai înalți pomi. Toate dealurile erau, le știam, toate satele vecine, lacurile, tot ce vrei, pădurile, parcuri. Deci până la 8 ani tu ai umblat și în afara satului? Am umblat și după aia, că eu practic toate vacanțele mi le-am trăit, petrecut la bunici, așa că acolo era cumva casa mea. Uh-huh. Și atunci toată vara la bunici și până la 8 ani la bunici, cumva... Zi-mi o șotie pentru care ai primit bătaie. Ne-am dus să căutăm, era o casă boierească în parcul din sat, un parc cu niște pomi vechi, de ăștia, de sute de ani. Ce sat? Temeleuți. Și era o casă boierească cică pe vremuri, care după aia a fost transformată într-un lagăr, era să zic, tabără, cum îi spuneam noi, lagăr. Lagăr pe Onerez? Lagăr pe Onerez, da, tabără. Nu era mare diferență de un lagăr de... Da. Și între timp rămase... pustie, gata, s-a terminat cu acea clădire, era foarte frumoasă, de fapt, și ne-am dus noi, erau niște beciuri în alea foarte așa adânci și mari, așa, zis că o fi ascuns pe acolo niște aur, comori, niște, nu știu, ceva, să găsim noi niște monede de aur, ceva, și am fost acolo, într-adevăr, ne-am speriat, bine, era o mizerie acolo, nu știu, căutam noi, să vezi cum țipam prin pădurea aia, fugeam, ne-am... Asta mi-amintesc, momente de genul ăsta. Și ai luat papara pentru asta sau nu? Nu. Nu. Bunicul nu, niciodată. Și chiar dacă eram și mai mare, mă duceam și pe la club, la discotecă, gen tot acolo, vara când ne duceam în vacanță, știa el că ajungeam pe la două așa dimineață și ce... Am văzut că ai ajuns cam târziu. Da, nu era. Știa că sunt și eu. Eram o fată totuși cu minte în sensul ăsta. Nu căutai. Și plus că era frică de cavalerilor, băieților din sat și din satul vecin. Știau de frica domnului Nicanor. Aha. Așa că știau că să aibă grijă cu Natalia. Relația cu mama ta. Tu când ai descoperit că mama ta este cântăreață, că are o carieră, că... A fost model pentru tine? Te-ai simțit într-un fel, într-o oarecare concurență? I-ai purtat rochiile? Ai vrut să fii ca ea pe scenă? Păi, da, eu după ce m-au luat de la bunici, cumva am venit la... Și ai venit în orașul. Râbnița. Ne mutasem, că acolo lucrau ei pe vremea aia. Da, mergeam cu mama la restaurant, mama cânta în perioada aia cu o trupă de muzicieni evrei foarte buni și purta așa fustițe scurte din alea cum se purtau așa pe vremuri, cu părul așa anii 80, cu bluze așa. Mie îmi place foarte mult hainele de pe vremea aia. Deci eu, da, și normal că o savuram, o divinizam, era model pentru mine. Nu, n-am îmbrăcat hainele ei, dar le miroseam. Îmi plăcea așa de mult parfumul ei. Ce parfum? Nu mai știu, parfum în formă de scoică și cu o cutie din asta verde deschisă. Ții minte și acum culoarea, dar nu ții minte cum se numea. Mama. Nu știu, dar mirosea ea. Mama. Dacă acum mi-l dai, îl simt, cred. Uh-huh. Cred că îmi trezește toate... Toate simțurile. Da, toate simțurile. Noaptea s-a sat albastră, doar o casă este trează, unde gânduri de pânează, paica mea
lângă fereastră. Ea a fost cea care te-a condus spre Amporobescu, spre Vioară, spre scenă? Spre sau... colegiul Ștefan Neagă. Da, acolo am fost eu. Aha. Da, cred că am fost și un copil atât de evident muzical, încât nu puteai să nu... Trebuia să fii orb, să nu-ți dai seama, sau surd. Eram un copil care cântam foarte mult, peste tot, oriunde. Eram în autobuz cu mama, în tren. Cântam, compuneam. Și era evident că sunt un copil cu abilități muzicale. Eu știu că se zice că în momentul în care voi înregistrați, tu înregistrai discul tău de muzică folclorică, ea stătea cu tine în studio, adică pe partea cealaltă, și respira în ritmul tău. Era atât de acolo, atât la muzică de tare populară, cu tine. Aveam nevoie de ea, pentru că în folclor ea era, știa ea mult mai bine treaba, știi? Și aveam chiar nevoie de ajutorul ei la albumul cu Orchestra Lăutarii, domnul Nicolae Botgros, și da, m-a ajutat foarte mult. Și la filmări, mamă, dacă... Acum mi-amintesc și, uite-mă, chiar mi-amintesc cu drag. La filmări stăteam în spatele camerei și mi-a arătat cum să mai fac eu, necântând așa mult muzică populară, nu prea știam să mă port așa mai amoldoveancă, știi? Și mama m-a arătat așa. Păi fă cu mâna, mai pune mâna așa, mai... Cea mai duioasă, cea mai frumoasă, mama pe lume e una. Firea lasă, nelță lasă, ce se frământă într-una. Adesă-i dată, nerăsfățată, mama o vorbă nu spune. Ziua și noapte, muzică oltenească, și mama ta cânta mai mult muzică oltenească. Aveți un străbunel sau un bunel din Oltenia? Nu. Cred că a venit iubirea asta în general față de... Dar mie îmi place muzica, folclorul în general. Uh-huh. Și muzica ardelenească îmi place. Dar de unde a venit? Din copilărie, știu că se asculta la noi în casă foarte mult Maria Ciobanu, Ion Dolenescu. Și mama foarte mult s-a lipit de... Și lui tatăl meu îi plăcea foarte mult muzica oltenească. Și probabil că de acolo cumva s-a ivit în familia noastră cumva muzica oltenească. Vino badelul la mine, dordoruțule, să mă iubesc eu cu tine, dordoruțule. Vino badelul la mine, dordoruțule, să mă iubesc eu cu tine, dordoruțule. Iu, 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 bade, bade, eu și tu. Iu, 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 ia mă bade și te du. Iu, 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 bade, dragă, eu și tu. Iu, 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 ia mă bade și te du. Am înțeles că atunci când ați cântat împreună o arie de operă la București, toată lumea a rămas tablou. A fost atât de impresionant că voi aveți totuși imagine diferită, dar acolo atât de tare v-ați contopit una cu alta și ați fost atât de faine amândouă, că am înțeles că a fost ecor dintre cele mai... Da, în general, duetele alea care au fost cu mama de muzică, de clasice, ea cu vocea ei de operă, eu cu vocea mea așa mai de pop și mai de copil, așa, cumva avea o energie specială, magică. Și îmi pare rău că mama tot spunea, ce ai, să mai facem, mami, să mai facem, să mai facem. Și n-am mai apucat să mai facem încă ceva. Cum au fost ultimele luni? Pentru că nimeni n-a știut. Noi, când am aflat vestea, au fost cu toții șocați. Să știi că mama, în general, a ținut să fie cât mai departe în momentele astea, să nu vorbească cu toată lumea despre boala ei, despre starea ei. Și noi la fel au știut doar cei mai apropiați, da, am respectat. Și au știut doar cei mai apropiați oameni, prieteni. Dar ea știa că nu se va trata sau nu știa sau speram că... Eu cred că ea știa acolo în sufletul ei. Noi n-am vrut să punem accent pe asta, să...
totuși e acea speranță care mai este până în ultima care clipă. Care o ține pe om. Da, probabil. Și cazul ei, ea fiind foarte sensibil, am zis că nu poți să-i spui omului, cum se spun în... sau, na, filmele americane ce vedem noi, vine doctorul și îți spune sau îi spune bolnavului, ai asta, mai de trăit atâta și realitatea ți-o spune în ochi. Poate e și asta o variantă, că îți poți gestiona timpul, poți să faci lucruri pe care ți le-ai dorit să le faci, vine cumva împăcarea cu faptul că pleci și îți rezolvi niște lucruri în viață, te împaci cu niște conflicte, adică te duci, nu știu, te duci să călătorești în, abar n-am, în India te duci să vezi India sau ce ți-ai dorit tu să faci de mic copil și n-ai făcut. În cazul nostru noi n-am făcut, nu i-am spus de această boală pentru că ni s-a părut așa mai, ne-am sfătuit așa între noi și ni s-a părut mai ok pentru mama așa să o lăsăm până în ultima clipă cu speranța că o să se facă bine. A fost frie, nu știu dacă a fost... am făcut bine sau nu, dar asta am simțit noi ca familie să facem. A fost frie, a fost resemnare din partea voastră, a fost... A fost și supărare, și tristețe, și furie, nu neapărat, dar supărare că îți faci și niște planuri, crezi că mama ta o să trăiască până, da, să fie o băbuță și tu a doua băbuță după ea să te duci, nu știu, în vacanță cu mama. Știi că lucrurile nu s-au așezat așa cum ți-ai imaginat. La un moment dat te acomodezi cu această idee, știi că mama nu mai e aici. Te reportezi la ea acum, îți răsună în minte anumite fraze ale ei, un sfat? Un sfat, în primul rând să am grijă de mine, ceea ce știu ce are ea în vedere, sau să am grijă cu adevărat de mine, să nu mă opresc să cânt, asta e sigur, și să mă bucur de viață. Cariera și muzica nu e totul. Uneori noi atât de mult trebuie să găsești totuși echilibrul ăsta. Și e posibil. E posibil, da, este foarte posibil. Că dacă ești doar în... ești atât de axat pe ceea ce faci tu, pe orice ar fi muzică, fiecare cu treaba lui, și uiți să-ți trăiești cealaltă parte care poate fi mai importantă. Da, o grămadă de talente sunt totuși autodestructive, știi? Nu reușesc să se țină, știi, sus. Din momentul când nu faci față, de obicei încep ca celula aia care se autodistruge. Și noi avem tendința asta, oamenii, mai ales ăștia, ca artiștii care sunt cu o lume mai complicată, care au nevoie de... care când știi că poți să dai și ai ce să dai și tu nu ajungi la momentul ăla să te bucuri de nu știu, de conexiunea cu oamenii, să ajungă muzica ta acolo unde ar merita, normal că suferi. Și e pe bune, adică suferi, dar fiecare din noi probabil că are un destin sau niște lecții de învățat. Nu cred că... cred că toate se întâmplă până la un punct dat cu un crezi scop în oarecare. Destin, în predestinare? Cred că sunt careva variante pe care noi am putea să le alegem și cred că avem. Avem câteva... De față. Câteva... A, de ce, e de ca ce? Și cum ajunge la o intersecție, da? Și băi, unde o să iau? Stânga, dreapta sau înainte? În stânga, deci, da. Deci sunt nici mai ales momente foarte, foarte din astea importante, momente cruciale din viața noastră, care niște decizii foarte puternice care ne pot afecta sau schimba foarte mult viața. Și... Întâi analizezi și pe urmă iei decizie sau tai? Nu, cel mai bine e să-ți asculți prima voce, intuiția. Aia e cea mai adevărată. După aia încep să turui capul, să-ți umple capul de idei care deja te dezbat de la adevărata voce și pe aia trebuie să o ascultăm. Ce ți zice criticul tău interior de obicei? Criticul meu interior tot timpul e nemulțumit de ce fac eu. Tot timpul e ceva, tot timpul nu e de ajuns, tot timpul nu... Îl asculti sau îi astupi gura? Of, nu pot să-i astup gura. La ăsta nu. Ego, cu ego-ul mă mai descurc, dar cu ăsta care mă spune că nu e spate și mai bine și mai bine și mai mult și mai mult, cu ăsta mai greu mă descurc. De ce radiourile românești sunt pline de muzică proastă? Nu neapărat muzică proastă, dar puțină, care se învârte cam... Sau se învârt aceleași playlist-uri, dar mesajul...
se scoală părul în vârful capului când auzi textele. De ce nu mai este grijă pentru textul unei piese? De ce se ține cont doar de melodii și de ritm? De... Da, nu știu. Uite, ai noștri mai fac, ai noștri fac texte moldovenii. Vorbesc de gașca noastră din... De santul de moldoveni la București. Da, da, da. Ai noștri pun accent pe versuri. Noi suntem totuși, nu știu, noi avem nevoie de ceva să spunem... Mesaj. Mesaj. Nu putem să cântăm despre, nu știu... Adică să lipim niște cuvinte care doar rimează cumva. Nu știu de ce. Asta se cere și, apropo, cine și asta... Cere? Și muzica asta adună... Cine cere? Muzica asta adună... Astăzi am văzut, nu vă spun la ce emisiune, dar și la ce canal, când mi-a trimis soțul meu, o prostie de n-am mai pomenit așa ceva, cu niște versuri. Se ridică părul în cap și în același... Deci râzi și plângi. Cu 50 de milioane de vizualizări. Aha. Nu-mi venea să cred. Zic, deci stați un pic, zic, deci asta trebuie, asta, de asta are nevoie lumea? M-am îngrozit. Și în același timp am înțeles că, gata, calmează-te, fă-ți treaba liniștită. Ce, asta e, acceptăm realitatea. Noi începem să, deci lumea începe să degradeze efectiv pe față. Și noi vedem asta, deci asta se întâmplă în ochii noștri. Întreaga față a Nataliei Barbu emană o energie tânără, sănătoasă, optimistă, tonică. Buzele voluptoase, trăsăturile rotunjite ne prezintă o persoană foarte sensuală, emotivă, care are nevoie să fie admirată și iubită. Ceea ce nu e un lucru prea straniu pentru o artistă. Dar Nataliița și oferă cu aceeași măsură. Pomiții destul de reliefați. Bărbia și maxilarul trădează capacitatea de a se concentra atunci când trebuie și de a munci foarte mult. Ochii jucăuși, dar fermi. Sprâncenele arcuite și bine conturate sunt un semn că persoana în cauză nu admite compromisuri prea mari în ceea ce face și nici depășirea unor limite în raport cu persoana sa. Până unde merge compromisul în cazul tău? Sau nu faci? Nu ești fac. Categoric. Merg după, mi-ascult sufletul și intuiția, merg pe ce simt și pe ce, cu ce rezonez. Am făcut niște compromisuri în trecut, am încercat să fiu, să intru în gloată și am înțeles că nu era cazul. Când ți-ai reluat comunicarea cu tatăl tău biologic? De unde știi? Surțele mele? Nu, eu... El a apărut după ce a decedat mama, n-a mai plecat dintre noi. Și o comunicare așa de... Am înțeles că e artist și el un artist din ăsta exuberant? Nu, este artist, nu are nicio legătură. A fost cândva la începuturi, când a fost tânăr, da, într-adevăr era tuboșar. Aha. Dar acum nu. Eu sunt ok, adică discutăm așa, ce mai faci, bine, mersi. Dar cum a apărut? Cum a fost prima comunicare? Cum a fost? A fost ciudat. A fost ciudat pentru că nu l-am văzut de foarte mulți ani, dar pentru mine oricum, faptul că el nu a fost... prezentă viața ta? Da, da. A fost că m-a crescut tata Vasile, asta e realitatea. Eu oricum acum sunt destul de eliberată de toate... Nu n-am de ce să fiu supărată pe el. Așa s-a întâmplat viața. Omul a plecat, n-am mai fost împreună, eu am fost crescută. Așa, în dragoste. Da, și sunt ok. Ce face acum? Unde e? El este în Budapesta. Uh-huh. Suntem ok. Adică eu chiar nu am niciun reproș, nicio, să zic, supărare. Care e calitatea ta pe care o apreciezi cel mai mult? Sinceritatea. Și tot defectul e și sinceritatea. E și defect, e și calitate. Am înțeles că vezi în oameni, preferi să vezi binele. De ce? Exact, asta. Asta da. Uite, soțul meu poate să-ți spună... Povești da, și să spună așa e. Greșit, da. Nu, dar asta, n-ai cum să schimbi. Dacă sunt așa, sunt așa. Văd partea bună și... Și îmi place să văd partea bună și chiar dacă mă dezamăgesc... Pentru tine e, mi se pare mai bine să crezi bine despre oameni decât să crezi rău. Deși am înțeles că pentru orgoliul tău e mai bine să crezi rău despre oameni, pentru că tu dintr-o dată te poziționezi superior, deci ceilalți sunt
undeva pe acolo. E bine, nici te ajută atunci să... e altă. Nu e ok. Nu e calea ta. Nu. Ce ierți oamenilor și ce nu poți ierta? Cred că trădarea n-aș ierta-o. Ce înseamnă trădarea? Trădarea aia adevărată, când omul chiar te trădează la nivel, nu știu, sufletește. Poate să fie, știu, când te doare aici. Uh-huh. Știi? Trădarea aia care îți aduce o durere din aia de... Când te doare sufletul, că uh-huh. știi că aici îl simți, uh-huh. cam aici te doare. Pe acolo zona. Da. Deci când omul pur și simplu te trădează într-un mod foarte, foarte urât și conștient. Ai pățit așa ceva? Nu. Deci, despre ce vorbim? Da. Da, cred că m-ar durea tare. Și n-aș ierta. Ce e mai greu pentru tine, să cânti sau să vorbești? Să cânt. Să vorbesc, pardon. Vreau să zic că mi-e mai ușor să cânt și mai greu să vorbesc. În care o respite nu poți să le reziști? Mâncare bună... Ce înseamnă mâncare bună pentru tine? Mâncare de-aia gătită, ca acasă. De când merge la munte să mănânci o ciorbă de aia de fasole cu tarhon și cu ceapă și cu pâine coaptă din cuptor. Nu, asta nu. Deci mâncarea bună la o pereche de pantofi frumoși. Mm-hmm. Atât? Păi ce? Pantofi și fasole. Da. Nu știu, mâncare, nu sunt așa... Gătești? Primești oaspeți? Ai grijă? Ești anfitrioană din astea? Gătim împreună cu Tony. El în mai mare parte face grătare, le face și face extraordinar de bune. Face, ultima oară am făcut tigaie marocană, o mâncare foarte cu carne de berbecuț, cu legume, foarte bună. Deci tot te descoperim, facem și facem împreună, cam asta. Asta e și o activitate destul de erotică. La început am făcut eu un borș roșu pentru 20 de oameni și am lăsat cratița și mai de atunci n-am mai făcut borș roșu. Ai vreun fetiș înainte de a ieși în scenă? Ai ceva care ții în buzunar? Ai o anumită expresie, o rugăciune? O rugăciune. O brățărică? O rugăciune clasică. Mă merg pe conexiunea asta prin rugăciune. Ce așteaptă oamenii de la tine de obicei? Publicul așteaptă să cânt frumos, să le dau și ai mei de acasă să-i pup, să-i iubesc și... Povestea noastră nu are final. Trăim același început astral. Lumea începe cu noi. Lumea înseamnă noi doi. Noi doi. Care sunt fricile tale? Care au fost în copilărie și care s-au rămas acum? În copilărie nu aveam frici. Aha, deci era o neînfricată. Eram un copil care nu avea sentimentul de frică. După aia mi-a apărut frica de apă. Uh-huh. Nu știu de unde a venit, probabil de ceva apă adâncă în special. Și de când a venit Victor în viața mea, am devenit nu neapărat mai fricoasă, ci mai precaută. Uh-huh. Pentru că e o chestie care îți vine deja interior când ești mamă. Tu știi, da. Deja nu mai ești, adică n-aș mai sări cu parașuta și ceea ce doream și puteam să o fac fără nicio, adică nu simțeam. Acum, ia, lasă, e bine, fără extreme. Adică am devenit mai precaută, dar frigi din astea mari nu am. Uh-huh. Apă, tare sper să trec peste frica asta de apă, că îmi place atât de mult apa, dar... Ce anume? Faptul că ai putea să-ți pierzi puterele și să nu ești la mamă? Nu, sau adâncimea, necunoscutul? Am atac de panică imediat din prima secundă cum intru cu capul sub apă. Mm-hmm. Deci, ceva e, de undeva vine asta, îmi dau seama că ceva, ori din trecut, ori din mult mai trecut, știi? Adică, dar e clar că vine, că e o frică acumulată, e ceva, se trage de undeva. Dar nu știu de unde. Vreau să o rezolv, să am bucuria asta de a... De a fi una cu apa, de a te dizolva. Ce riscuri totuși îți asumi? Pentru că tu zici că ai devenit mai prudentă, dar meseria asta totuși e o meserie a riscurilor. Îmi asum, uite, și albumul meu este cumva riscant. Chiar cu... vorbisem cu Dan Popi. Este un album riscant pentru că nu este foarte comercial. Deci asta deja e un risc. Pentru ceea ce fac eu este un risc din start.
ca muzică. Dar mi-l asum pentru că sunt eu și sunt adevărată, sunt credibilă și... Cine ți asigură cheltuielile? Pentru că totuși o piesă costă, aranjamentul costă, discul costă, concertele costă, pentru că dacă faci cu orchestră sau trebuie să plătești și repetițiile și, mă rog, și oamenii și... Eu albumul l-am făcut tot cu colegul meu din band, cu care cântăm de fapt în București, pentru că asta facem, eu îmi câștig existența și singură. Uh-huh. Adică, deci tu nu faci parte din categoria de cântăriții care așteaptă ca soțul să investească în... Eu abia aștept să ies din casă să mă duc să cânt. Și anul ăsta a fost foarte productiv. A fost productiv pentru că împreună cu Hot Play Band, băieții mei, am cântat... Și vine un an și mai productiv. Ca o replică deci avem deja... la Coldplay? Nu știu, băieții așa s-au gândit Hotplay. Aha. Și am zis ok. Și avem evenimente private, în cluburi, cântăm ca toată lumea. Și suntem plătiți pentru asta. Eu adică fac... nu e lovitor de orgoliu pentru tine să mergi și la evenimente private și la... Nu, cum să nu? Și în centru vechi, la... cluburile astea live, unde se cântă, unde vin foarte mulți tineri, turiști, e minunat. Eu mă încarc și asta-i dau și mă încarc ca artist. Dar cum cânta și Sting a cântat ultima oară într-un concert atât de mic, atât de, nu știu, ce că ești în familie acolo. Deci, artist, eu trebuie să cânt și asta fac. Care e cel mai mare onorariu pe care l-ai primit? Nu spun suma, dar acum, după Eurovision în 2007, atunci a fost o perioadă când am luat la greu, adică onorarii mai mari decât iau de obicei. Mm-hmm. Dar atunci a fost perioada aia, am luat din concert, am luat cel mai mult. Mm-hmm. Cum te menții în formă? Pentru că 20 de ani pe scenă, totuși, și nu văd nicio schimbare. Ei, mulțumesc, ești drăguță. Da, lumea cumva mă percepe încă așa, o domnișorică. Dacă îmi spune cineva domnișoară, zic că stai că e bine. Zic că înseamnă că e bine. Eu personal nu fac mare efort. E o chestie și genetică. E pe lângă gene, hai. De acum dar e și fiu. Genetic, adică e foarte... Din gene cumva ne tragem și de acolo vine predispoziția noastră spre mai grăsuțe, mai plinuțe. Și mie îmi plac fetele mai plinuțe. Adică eu n-am neapărat, nu sunt dispusă să am 55 de chile ca așa. Asta sunt eu. Și nu fac. Mănânc exact cât mâncam. Mănânc, nu fac restricții, trebuie să mănânc doar asta sau atât sau atât. Fac puțină mișcare, fac ce-mi place, fac sport. Și atât. Și la față, chestii care să-mi... Acum sunt atâtea proceduri care poate să-ți întrețină pielea ok. Și să n-ajungi la exagerări și la bisturiu și la... Te temi de îmbătrânire? Nu. Vreau să îmbătrânesc frumos. Asta îmi doresc. Ce înseamnă îmbătrâni frumos pentru tine? Păi, în primul rând... Sunt atât de diferite. Îmbătrâni frumos înseamnă îmbătrâni fericit, pentru că fericirea se scrie pe față. În momentul când tu încerci să scoți toate ridurile care le ai și... Gata, încep să te transform într-o față de aia, de așa de... Nu mai... Nu. Vreau să fiu vie și să îmbătrânesc. Pe unde se poate ajusta pe colo-colo mici chestii, normal, că sunt absolut de acord. Că totuși am avansat. Și, dar foarte discret și foarte... Și cât se poate de... Dacă poți încă să întreții în mod natural și îți permite pielea să o faci, cât mai mult timp. Deci eu sunt pentru asta. Și pe colo-colo, într-adevăr, mai vii și la variantele astea de mezoterapie și peeling-uri și alte soluții. Există un cult al tinereții în scenă? Simți deja cum te calcă pe călcâie generația următoare? Nu. Fiecare cu momentul lui. Nu poate să fie nimic la nesfârșit. Deci fiecare are... E vremea lor acum. Eu continui să-mi fac ce-mi place, o să continui până la un moment dat și poate la un moment, într-o zi o să zic că vreau să compun pentru tineri de 20 de ani. Ce ai face dacă n-ai cânta? Asta aș face. Aș compune și aș scoate în felul ăsta muzica prin mine, aș compune că asta fac
Și aș da tinerilor să cânte piesele. Și așa, uneori, cât un concert așa de... Mai de jazz, mai de... dragul, așa, vremurilor, să zic. Așa, și întrebarea noastră, fără de care nu încheiem emisiunea, pe o scară de la 1 la 10, cât de egoistă ești? Oh, cred că sunt destul de egoistă. Hai să zic un 7.5. Modestuț? Modestuț? Da, nu, nici chiar așa. Nu. Dacă eram mai mult... Îți mulțumesc!